A cucerit spațiul cultural european, unde a vernisat expoziții și a fost onorat cu medalii de aur și trofee la cele mai importante saloane de artă contemporane. Vorbim despre artistul plastic Andrei Negure, care a inaugurat la Galeria Constantin Brâncuș din Capitale o expoziție cu 90 de lucrări de pictură și tapiserie sub genericul Revelații în culoare. Tapiseria Limba Noastră este una dintre primele lucrări expuse de Andrei Negure. Au urmat alte creații în arta textilă. Apoi a explorat îndeosebi pictura. Arta textilelor a fost revigorată în spațiul nostru prin numele lui Andrei Negure, iar pictura se regăsește într-o formă vibrantă în aceste revelații cromatice, inspirate poate de partiturile muzicale, exprimă o sensibilitate și o muzicalitate a culorii. În ultimii ani, Andrei Negure a revenit la tehnica de autor. Tehnica mixă sau tehnica mea de autor am descoperit-o prin anul 1982, fiind student la Academia de Arte Decorative din Budapesta. Sunt ultimele mele creații din ciclul Revelații. Unele din ele am continuat mai departe ciclul meu de pergamente, undeva se revăd și procesiuni, sinfoniile, deci asta e o muzică în imagini. Am ajuns la o etapă când deja văd altfel, mai abstract. Expoziția abundă în culori vii, susțin vizitatorii. E sărbătoare la noi în sat, la noi în țară, la noi în suflet. E sărbătoare frumoasă, cu mult soare și lumină. Andrei Negure vine împlinit cu această bogăție de culori, de opere, de artă, tapiserie. Deci asta e frumusețea. Deci omul trăiește cu culoarea, trăiește prin culoare, prin artă, prin actul artistic și eu aș zice că Andrei Negure este un poet al culorii. Criticul de artă Vlad Bulat a venit de la București să-i revadă lucrările. E un artist de primă mână a spațiului nostru de dincoace de Prut. El nu mai este un artist doar al acestui spațiu, ci este un spațiu al întregii românități și chiar aș risca să spun că este un artist al întregii Europe. Pline de culoare, armonie. Crezi că o să atinge această culme a domnului Andrei Negure, a tatălui tău? Cred așa că lucrăm mai mult, da, este posibil așa să ating. Expoziția va fi deschisă până la 9 octombrie.